Să nu rup legătura cu lume. Ia uite, ăsta e ăla despre care ni s-a vorbit. Ce le facem? E o cantitate de adrenalină zdravă, ca să poți să o cunoști și să redai. Sunteți niște cretini. Știți de ce? Și nu puteam să opresc deloc. Tocmai, ca să te onorez. Era ca un rung. Evaziune într-o pușcărie, așa, evadare. Aveți nevoie de ăștia ca mine? Cel puțin 6 filme. 7-8, cam asta era. Media era de 7-8. O singură dată am reușit să traduc 10. Învață-mă. Pot să o fac. Filmul era, ca și cartea, de exemplu, era pretextul, să zicem, al comunicării cu adevărat între oameni. Motivul este simplu. Vedeam toți aceleași filme. Însemna și un gest de provocare la adresa puterii. Și toate filmele astea erau... Și pentru ei era și o chestie de revoluție. Fac ceva ce nu-i voie. Eram așa, subversivi. Chiar și dacă vedeam un film la video. 10-4, hai răspunde. Este frecvența camionagiilor. Deci e dialectul lor? Mișcarea de rezistență au fost oamenii ăștia. Cum or fi rezistat ei, nu știu, unde înregistrau, cât de bine reușeau să țină sub obroc cumva toate acțiunile pe care le făceau, pentru că